vreau să știu de unde ți-a venit pasiunea pentru japoneze, știi? Ai avut dreptate, japonezele sunt mult mai fiabile. Motor de Volkswagen din fabrică. Mi-a zis că am făcut cea mai tare afacere. Motor de Volkswagen și cutie de Ford. What? Am avut înainte un Volkswagen, a dat că are 160. Da, am făcut cea mai tare afacere cu mașina cealaltă. Am cumpărat-o cu 1700 sau cu 1800. Da. Am mai băgat 1500-1600 în ea și am vândut-o 400 de euro. Bună, dragilor, și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi filmez alături de Laurențiu și al său Mitsubishi Lancer, care e un pic mai diferit, nu e chiar stock. Da, e un pic modificat. Băr de Evo, față-spate, praguri, jantele sunt tot de Evo. Pachetul Evo. Da, să spun așa. La motor am soft. Ok, stage 1. Da, stage 1 și mai am ceva evacuare modificată. Am filtru de aer sport. Da, adică... deci Laurențiu a venit tocmai de unde astăzi? De la Târgoviște. De la Târgoviște, ca să filmăm. A spălat mașina de dimineață, dar între timp a mai nins. Ok, și avem un motor 2.0 diesel. 2.0 diesel, da, motor de Volkswagen din fabrică. Până în 2009 sau 2010 ei colaborau. Da, colaborau sau cumpărau practic motoarele de la Volkswagen. Ok. Am fost la mecanic cu el și mi-a zis că am făcut cea mai tare afacere. Motor de Volkswagen și cutie de Ford, care nu pică niciodată. Poți să-mi detaliezi, te rog, ce ai făcut la evacuare? Este evacuarea schimbată, nu este evacuarea din fabrică, este evacuare de Rallyart. Rallyart este modelul undeva mai slab de Evo. Este undeva între Mitsubishi Lancer și Mitsubishi Evo. Câți cai ai obținut din stage 1? Producătorul spune, de fapt, că motorul ăsta are 140 de cai. Pe așa. Dyno a dat că are 160. Da, eu nu știu ce să zic. În general... Da, că motorul stock din fabrică avea 160 și nu 140. Plus se întâmplă plus... și plus și minus, dar da, mai mult minus. Era noi din fabrică. Jos, la diffuser, ai modificat ceva? A venit cu... Practic, așa a venit bara de spate. Difuzor. Okay. Cu două țevi. Eu vreau să te întreb de ce ai ales Mitsubishi. Am avut înainte un Volkswagen și nu am fost așa mulțumit. Și ai dat tot din Volkswagen, dar cu altă caroserie. Da, exact. Am vrut japoneză neapărat. Ok. Știu că se găsesc mai greu piesele și sunt mai scumpe, dar sunt mult mai ok și mult mai fiabile. De exemplu, dacă ai o problemă cu ea în service, mi-au venit niște piese în 7 zile. Jantele sunt tot de Evo. Sunt okay. De 17. În trafic, ți se întâmplă să atragi atenția cu mașina? Da, se cam uită lumea. Serios? Serios, se cam uită. Da, pentru că sunt foarte puține. Sunt foarte... Da, dar lumea care se uită se gândește instant la... La Evo, da. Ești mulțumit de mașină? De cât timp ai? Am de 3 luni de zile, 4 luni. Sunt foarte mulțumit de ea. Ce vreau să spun că la un moment dat am avut două mașini în același timp. O aveam și pe cea veche și după ce am mers o săptămână cu asta, cealaltă parcă... Nu-ți mai venea să o conduci. Nu, dar am condus-o și m-am gândit ce are, e stricată, ce are de nu merge. Nu avea zvâc în ea deloc. Era foarte lentă. Îți pare foarte interesant treaba asta și colaborarea dintre Volkswagen și Mitsubishi, de care eu nu știam. Voi, dacă știați, lăsați-mi în comentarii. Și atunci, hai să vedem exact cum merge mașina, nu? Se dă motorul, da. Vreau să știu de unde ți-a venit pasiunea pentru japoneze, știi? Ai avut dreptate, japonezele sunt mult mai fiabile și duc și mai mult la modificări, știi? Duc și mai mult la modificări și ai altă calitate. Era mic. Da. Am avut un prieten care a fost dealer de mașini la Nissan și de acolo pasiunea. Plus că... NFS, m-am jucat NFS Underground. Și tu jucai NFS? Underground, Underground 2. Most Wanted. Most Wanted, Carbon, da, exact. Adică toate NFS-urile alea. Mi se pare că e o mașină care merge normal. Chiar pare perfectă pentru oraș, daily nu? Driving. E daily driving, da. Da. Și nu știu ce zici tu, că e rigidă, că mie chiar nu mi se pare. Mi se pare foarte rigidă, orice groapă o simt, orice... Ce Volkswagen aveai tu înainte? Am avut un Golf 4 și mi s-a părut foarte, nu știu, foarte silențioasă, nu simțeam nimic în ea. Am mai mers cu alte mașini și nu mi s-au părut așa brutale ca asta. Asta e, și am un prieten care are un E90, okay. 177 de cai,
Și mi-a zis că ar fi mai brutală asta. N-am condus manual, am condus doar automată la E90. Aș fi vrut să văd și eu cum merge o mașină de 700, dacă aici n-am avut ocazia încă. Vai, aia chiar că era instabilă. Multă lume mi-a spus că am direcția foarte tare. Că nu e cu, până știi, asta, hidraulice așa sunt mai tare, că mai pentru bărbați. Nu e cu un deget. A, păi tu zici de servodirecția, da, electrică. Electrica mereu va fi manuală. Da, e mai moale, dar nu e nici așa de precisă, știi? Uh-huh. Asta hidraulică e cea mai precisă. Și mulți îi duc dorul. Bine, au început să o facă și pe asta electrică, din ce în ce mai precisă. Chiar îmi spunea un jurnalist auto cu care am filmat că, băi, nu mă așteptam. Adică, cred că știi despre cine e vorba. Cine? Știu că e fan BMW, nu? Da, da, da. Da, da, despre el e vorba. El e. Îmi scapă numele, dar Gabriel. Știu, da, Gabriel. Știu persoana, l-am văzut de câteva ori. Și cu tine l-am văzut și l-am văzut și cu Andy. Da, el a rămas plăcut surprins și chiar am insistat să filmez cu el pentru că lui Audi nu prea îi place, știi? Am înțeles. Și mi-a zis, băi, nu pot să-mi dau o părere proastă de ea, nu pot să... N-am cum, că nu-i găsesc motive. Și tocmai asta zic, că mai bine filmez cu oameni mai contrariați ca să le demonstrezi tu că e într-adevăr bună mașina, știi? Așa, dacă iau un fan Audi și filmez cu el, da, el laudă mai mult. Da, o să-l laude la orice chichiță, știi? Ce mai vrei să-i schimbi mașinii? Ce vrei să-i îmbunătățești? Sau... Vreau să-i schimb... De fapt, vreau să-mi brac volanul în piele. Da. Și schimbătorul. Asta ar fi prima opțiune. Și a doua, aș vrea să o colantez. Cum vrei să o colantezi? Verde. Ceva asemănător cum o ai tu, dar aș vrea să fie 60% verde, 40% negru sau roșu, încă nu m-am gândit. Mm-hmm. Interesant. Serios? Wow, n-am între. Ai văzut pisica neagră? Da, și dau 3 pași înapoi și cu mașina. Serios? Da. Da. Am făcut cea mai tare afacere cu mașina cealaltă. Am cumpărat-o cu 1700 sau cu 1800. Da. Am mai băgat 1500-1600 în ea și am vândut-o cu 400 de euro. Cu 400 da, de cu euro? Da, cu 400. Mi-am mâncat ficații și trebuia să-i fac ITP-ul și s-a stricat exact cu o jumătate de oră înainte să ajung la ITP și așa am vândut-o stricată. I-am vândut-o ăluia care mi-a vândut-o înainte. O, da. Care era mecanic și sunt sigur că a făcut-o. E o întâmplare nefericită. Da. E, și cât a costat mașina asta? Am dat pe ea, o să rămâi surprinsă. Am dat foarte bine, am dat 4.000 pe ea și am mai băgat eu încă 1.000 și ceva în ea. Până acum. Foarte bine. Am luat-o chiar bine. Înainte și ce ai schimbat la ea? Disc de ambreiaj, volantă, lumea de presiune, plăcuțe. Adică ambreiajul kit total. Da, tot kitul de ambreiaj, plăcuțe, pompa de apă sau pompița care ți aruncă strop gel. Ah, ok. Și cu furtunele și bateria. Ce nu-ți place la mașina ta? Iar mai trebuie câțiva cai în plus. Vizibilitatea în spate, la lunetă, nu văd nimic de eleron. Am mai găsit un defect la ea, mi-ar fi plăcut să fie 4x4. Ca Evo. Da, exact. Ce an e mașina? 2009. Da. Îmi place că e foarte ușoară, are o tonă 300 și ceva. Eu încurajez doar oamenii care dau comentarii bune și lași, adică dau inimioară la toți care zic ceva de bine. Sunt sute, știi? Și oricum nu poți să-i contorizezi pe toți când ai mulți și nu mai poți. Ba serios? Da, păi... Ai timp să faci timp 2-3 ore pe zi să vezi? Da. Serios? Da, chiar îmi fac timp să... și să răspund la comentarii și când mă întreabă cineva ceva... Adică oricine își dă interesul în sens real, eu chiar răspund. Ți-a fost greu să te iei de vlog? Foarte. Păi eu sunt o persoană introvertă. Serios? Da. Nu se vede. Nu se vede acum. Tocmai de-aia m-am apucat de vlog, știi, ca să evoluez eu. Cum ți se pare că sunt față de vlog, în realitate? Ești super ok. Mă așteptam să fii mai îngânfată, sincer. Toți îmi zic asta. Da? Toți, absolut. Deci e super, super ok. Dragilor, cam asta a fost pentru astăzi. Nu uitați să dați un like și un share acestui clip dacă v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, puteți să-i dați și un dislike. Să lăsați în comentarii dacă aveți ceva întrebări. Laurențiu, eu îți mulțumesc mult că m-ai lăsat să-ți conduc mașina și că ai venit tocmai din Târgoviște pentru vlog.
și ne auzim data viitoare. Și dați like.